Bună seara! Declarațiile aferente finalului jocului dintre Universitatea Craiova și Astra Giurgiu vă vor fi oferite în cele ce urmează de către directorul tehnic al Universității Craiova, domnul Sorin Cățu. Dau cuvântul. Afere, n-am nimic ce să spun. Fac așa haz de necaz, dar să știți că mi-e greu să vorbesc despre... să vă spun ceva așa, concluzii sau despre o partidă de tipul ăsta. Vin la voi în față iară cu... parcă a devenit așa un laimotiv, că ghinion și că pierdem nemeritat. Asta este adevărul, indiferent cine ar zice ce ar zice, este inadmisibil ceea ce ni se întâmplă. Dacă a fost cineva care, eu știu, a dorit în sufletul lui rău, așa, al meu, al lui Sânduel, conducerii tehnici sau al acestei echipe, poate să fie pe deplin fericit. Nu există ceva mai de satisfacție pentru el decât ceea ce ni se întâmplă la momentul ăsta. N-am ce să vă... Poftim? Frate, după cum suntem învățăți, de la meciul ăla cu Brașovul, numai de astea avem parte. Doar că l-a fost prin minutul 78 sau 80, pe urmă cu Iașu, pe urmă avem meciul de la Ceahlău, cu Dinamo, astea. E ceva incredibil. Aduce și preoții la vestiar, da? Poftim? Aduce și preoții la băieți. Au, știu ce să spun. Au fost, da. Poate că ne încearcă și Dumnezeu. Așa ne încerca și anul trecut și ne-a dat satisfacție într-o anumită perioadă. Nu știu, da? A spus, ceea ce nu mi-am dorit să mi se întâmple anul ăsta, ceea ce n-am dorit să se întâmple pentru echipă, avem din plin în aceste trei etape. Care nici o mai fi în continuare. Marius și Mutică, la primul acela, a spus că starea terenului de Cum e Craiova? Avem multe succese așa pe terenul ăsta. Sau puține goluri date până, nu știu ce. Nu trebuie să dăm pe teren. Eu știu că așa pe terenul, cu terenul prost cum este, sau eu știu, ca starea terenului, am avut vreo 7-8 ocazii din așa, din mingi țopăite pe 8, pe 10 metri pe astea. Am spus... N-am ce explicație să dau. Sunt și momente din ăștia, oricât ai crede că ai trăit în fotbal, ți se întâmplă și din ăsta. Uite că nu mi-aduc așa ceva sinonim așa în meciurile mele, sutele ăștia de meciuri care le-am să mai... Am spus, poate aș putea asemăna așa cu perioada când am fost în Grecia. Tot așa. Aduc aminte, la un meci am avut vreo 17 ocazii și am terminat 1-1, dar măcar am terminat 1-1, acum am și pierdut. Iar meciul, golurile ăștia care vin din minutul 90, în ultimele minute, când nici nu mai ai ce să faci, măcar să mai îndrepti din greșeli. Dar și ceea ce ni s-a întâmplat în unele momente ale meciului, să spunem cum a fost primul gol, este o chestie de superficialitate, pentru că îl știm foarte bine pe Boldrin, joacă de un an de zile în România și știi foarte bine că face numai pe piciorul stâng. Niciodată nu avea voie să fie lăsat acolo să dea cu piciorul stâng. Chiar dacă a ajuns în poziția în care a ajuns acolo după un sprint din ăsta, din colțul careului de 16 metri, tocmai în partea elaltă la 8-10 metri. Niciodată n-are voie. Cu aglomerație, totuși, nu era singur, nu ajunsese singur, erau jucători în fața lui. Deci niciodată n-avea voie să ajungă să tragă cu piciorul stâng. Pentru că asta e calitatea lui. Și îl știm. E jucător care numai cu piciorul stâng. Când îi dai șansă, te execută. Apoi, după aia, noi n-am fost în stare să exploatăm șansele ca mult. Avem niște situații incredibile pentru fotbal și frumos adus în fața porții mingea, iar acolo execuții. Capul lui Ferfele, capul ăsta lui, cum îi zice, lui Rocea, șutul lui Vătăjelu, care era mingii țopăite. Adică sunt
Nu poți să crezi că Migile Lea nu se duc în poartă. N-ai voie ca Migile Lea să nu se ducă în poartă. Și pe urmă să-l vezi pe portar dacă poate să o scoată sau să nu o scoată. Cu șansă multă a fost. De câte ori vine la Craiova, el are șansă. A avut și anul trecut, făcut 0-0. N-a avut șansă cu Târgu Mureș. Dar cu noi are șansă Silvică ăsta-l mic. Asta ne e scris nou. Să regretăm și mai mult oamenii care pleacă de pe aici. Că dacă așa s-a întâmplat, în loc să aibă noroc pentru noi, are pentru Astra Giurgiu sau, nu? El pentru Astra Giurgiu, Gămați sau alții și alții, tot așa. Soluții pentru meciul cu Astra? Soluții ce? Ce avem la dispoziție? Echipa care o avem la dispoziție? Sau lotul care îl avem la dispoziție, de aici ne vom alege. Mai avem și alți jucători care au început, revin, nu știu, și Mason, și Ivan, și mai mulți la dispoziție. Mai vedem, și încercăm și pe alții, că eu știu, cam mult am așteptat, așteptăm cam mult de la anumiti jucători și eu știu, satisfacția e mică. Mai încercăm și în alte moduri. Păi, urez să fie, eu știu, să aibă meciuri de altă, cum să spun, de altă, cu un alt rezultat, cu rezultate pozitive. E un jucător, un fotbalist bun, îmi place, are calitate și merită mai mult în echipa asta, în timp, cred că, și poate să ajute, cred eu, echipa asta foarte mult. Cel puțin ce am văzut acum în prima parte, dar și referințele care le avem pentru el. Nu este un necunoscut așa pentru noi și cu timpul, cu cât se va trece timpul mai mult, cu atât se va integra mai bine în echipa noastră și sunt convins că ne va ajuta, va veni și cu goluri și cu pase, eu știu, axisuri din astea să înscrie alții. Dar trebuie doar cei care sunt acolo să fie inspirați. Este posibil să mai facă jucători noi? Nu știu. Nu cred. Nu cred. Vedem. Mai este timp. Nu e. Am spus. E morală o problemă în acest moment? Poftim? Morală este o problemă în acest moment? Păi îți dai seama că nu e nimeni bucuros. Nimeni nu este bucuros și nimeni aici rămâne, cum să spun, la latitudinea noastră, la calitatea noastră, așa să-i strângem, vom încerca, cum aș ști cum e, exact cum le-am spus și la pregătirea jocului. Antrenamentul psihologic e jumate din prestația care o ai și, eu știu, în ceea ce privește și fizicul, și tehnicul, și tacticul. Tacticul bine, că ți-l dăm, dar atunci când ai un antrenament psihic bun, psihologic, așa, ești pregătit pentru joc, sigur că îngurgitezi bine ceea ce îți transmitem noi și ceea ce ai făcut la antrenamente și fizic. Pentru că, vă spun, am arătat că putem. Sigur că sunt niște, cum a fost curelea, să spunem, dar sunt nu ca alibi sau asta, dar e plauzibil. E un jucător care, am spus, nu joacă de vreo 10 luni și până și intră în ritmul ăsta al meciurilor oficiale, sigur că are și fluctuații din ăsta de comportament, de prestație. Arătata 8 cu Dugori, se referă atunci, a pierdut Craiova și... Da. De care Bradam... Cam... Poftim? Da, cu penaltiuri. Erau stabilite, am executat, nu a fost să nu executăm asta. Chiar și am și vorbit cine o anumită ordine pentru execuția penaltiului. Ferfele a fost cel care și-a asumat primul, adică responsabilitatea să dea penalti. Primul penalti. Și apoi, eu știu, cine mai era, Bawab, Cătăjelu și alții. Vedem. A fost și starea terenului de vină la execuția lui?
El și-a găsit așa o scuză că ar fi alunecat puțin. Nu știu, dar la noi nu ni se întâmplă întotdeauna tot. Când e de penaltiuri alunecăm, când centrează adversarul, nu știu ce facem în poartă. Adică aș vrea altceva. De asta v-am spus, continuitatea și modul în care trebuie să te responsabilizezi. Astea sunt situații decisive, așa, determinante într-o partidă. Nu poți să ratezi că alunec. Nu există o scuză de tipul ăsta. Nu se întâmplă la adversar niciodată. Eu n-am văzut un adversar care să aibă penalti cu noi sau lovituri libere sau ăla. Să te budesc cu... Dacă ar fi avut penalti, sunt convins că nu ar fi alunecat și ar fi dat gol. Adică, nu, asta nu sunt niște scuze vis-a-vis de teren. Sigur că terenul, v-am mai spus, terenul nu poate să fie, domne bun, din moment ce noi facem și antrenamente pe el. Procesul de pregătire la tot ceea ce se întâmplă la ora actuală la clubul ăsta e în scădere față de ce, pentru că avem energii care se epuizează pe transportul, du-te la preajba, du-te nu știu unde, la Mischiv, du-te, ia-ți de aici cainele, fă nu știu unde. Adică e clară că nu ne este un disconfort mare și este cel mai... Nu poți să faci procesul de competiție fără procesul de pregătire. Lucrul la care am atenționat de mult, suntem tot la stadiul ăla, ce să... Noi începem, ne adaptăm, facem cum putem. Și că de-aia terenul și mai are probleme, mai sare, mai astea. Nu trebuie să facem și noi pe el, trebuie să ne ducem fiecare când ai, mai ales două antrenamente, zile când. Plus ce s-a întâmplat, vedeți și voi ce se întâmplă în zona asta noastră. E puizant tot ceea ce facem, cu călduri, e groaznic. Dar, am spus, asta nu, așa cum a fost epuizantă săptămâna asta și aia altă dinainte, nu ne împiedica nimeni să avem niște puncte în plus. Unul la Dinamo, trei astăzi. Este incredibil. Sunt total dezamăgit și așa ne-am exprimat sentimentele sau sunt confuz total. Dar care ar fi explicația pentru aceste goluri pe care le primim pe final de joc? Sunt execuții care le fac ce adversarul. Te supără, am avut și noi cornere. Cred că am avut mai multe cornere ca ei la un moment dat. Poate s-au tot acolo, dar execuțiile care ei le-au făcut, majoritatea, toate au fost periculoase. Și noi, gândește-te că ei, de exemplu, când noi am avut cornerele, ei n-au ținut toți oamenii cum îi ținem noi. Deci noi îi ținem pentru absolut toate. Adică doi pe scurt, unul poartă, și ca să-ți oferi tocmai siguranță maximă. Nu-ți dau posibilitatea de a sta, eu știu, de a face o zonă din asta superficială sau, eu știu, să ieși pe o anumită intercepție, să joci. Nu, dom'le, îți ofer posibilitatea să fii într-un marcaj strict. Este incredibil. Și ei sunt mai periculoși ca noi și se întâmplă să primim gol. Aveau ce-ți aminte, la fel și la... A fost aceeași situație la fel ca și la Ceahlău, Piatra. Ne-am scolat cu oameni. Nu există așa ceva. Dacă mai sunt întrebări, vă mulțumim. Ok.